Bine ai venit sau bine ai revenit pe canalul meu. Numele meu este George și eu de obicei sunt băiatul care te învață să printezi diverse lucruri. Astăzi te voi învăța cum să printezi o cană neagră. Da, o cană neagră. Necesitatea materialelor de care vei avea nevoie îți voi prezenta imediat după acel intro pe care voi l-ați ales atât de șmecher. Să înceapă intro-ul. După cum v-am obișnuit de obicei în toate videoclipurile mele, îți voi prezenta necesitatea materialelor de care vei avea nevoie. Cum vezi, acolo, sus, am pus videoclipul în care eu ți-am prezentat pentru prima oară cum se sublimează o cană. În acest caz, nu este vorba de sublimare, este vorba de imprimare a unei căni. Materialele de care vei avea nevoie, bineînțeles, cana neagră, hârtia de transfer de la Ghost, îi fac iarăși reclamă la Ghost, da? Tönerul, tot de la Ghost, tönerul alb pentru imprimantă laser. Și bineînțeles, jucăria în care va veni imprimată cana. Ok. Începem frumos. Am făcut acolo, după cum se vede pe calculator, un model. Tot ce trebuie făcut, să se dăm drumul la imprimantă. Luăm această foaie de la Ghost, hârtia de transfer. După cum se vede, are o parte structurată și o parte albă. Imprimat vine pe partea albă, cu tönerul alb. O introducem în imprimantă. Ok, trecem la model să-l imprimăm. Modelul, atenție, modelul va veni imprimat în oglindă. Deci la această tehnică se imprimă în oglindă, exact ca la sublimare. Trecem acolo, îi dăm print, aveți grijă aici să fie negru și alb imprimat, adică black and white, și îi dăm printare. Setările care vă trebuie neapărat făcute la imprimantă sau de unde printați, este hârtie grea, ca în așa fel să nu treacă foarte repede prin imprimantă. Trebuie setat hârtie grea. Bun, după ce modelul a fost scos la imprimantă, va trebui să arate în felul următor. După cum vedeți, se vede foarte puțin, pentru că este tönerul alb, se vede foarte puțin din model. De asemenea, va trebui să-l tăiați. Eu am aici un cutter de precizie, o riglă, și pentru a monta modelul pe cană, vă va trebui niște bandă termorezistentă. Această bandă rezistă la temperaturi mari și tăiem modelul pentru cană. Bun, aici este treaba foarte simplă. Acolo am setat presa la 160 de grade pentru 180 de secunde. Deci nu uitați, 160 de grade pentru 180 de secunde. Și trecem mai departe ca să ne tăiem modelul. Aveți grijă să nu tăiați din print pentru că se vede foarte greu. Așa că totodată mi-este și mie greu. Drept să vă spun. Îl vom pune pe cană. În acest fel. Aveți grijă să fie aliniat.
cum se cuvine. Și lipiți bandă termorezistentă la fiecare capăt. Una. Două. Și aveți grijă să fie întinsă. Ok, după ce v-ați lipit modelul pe cană, aveți grijă ca presa să fie setată pe maxim ca presiune. Introduceți cana în presă și presați. Dați drumul la timer. În caz că vrei să înveți și să sublimezi o cană, uită-te în videoclipurile mele, pentru că acolo mai am un videoclip în care se sublimează o cană albă. Și de asemenea, dacă sunt de ajutor, nu uita să te abonezi, să-ți activezi clopoțelul, pentru că voi reveni întotdeauna cu cât un videoclip așa în care să te ajut în arta printingului. Ceea ce este de menționat este în această tehnică să aveți un bol cu apă, pentru că după ce vom scoate cana, vom pune în bolul cu apă ca să îndepărtăm hârtia. După cum vedeți, s-a terminat. Oprim presa. Desfacem presa. Și vom băga cana în apă. O vom lăsa puțin și vom încerca să îndepărtăm hârtia. După ce ați lăsat puțin cana în apă, apucați un colț. Trebuie să fie udă foarte bine ca să poți să îndepărtezi modelul, hârtia, mă scuzați. Băgați sub apă. Fain. Îndepărtați ușor. Nu vă grăbiți cum mă grăbesc eu, pentru că graba strică treaba. Trebuie să fie ud, cum vă ziceam. Luna aici perfect și transferul este complet. Exact. În caz că ți-am fost de ajutor și cu acest videoclip, nu uita să te abonezi. Lasă în comentariul tău în secțiunea de comentarii și nu uita, întotdeauna voi posta câte ceva foarte fain în care pot să te ajut în această artă a printingului. Până data viitoare, vă mulțumesc, ai grijă să vezi și videoclipul în care sublimez o cană, pentru că și acela te poate ajuta, și să fii sănătoși. De aici, George, numai bine!